colțișor. Munții Bucegi cu Valea Albă. Și o parte din Munții Neamțului. Încă mai este zăpadă. De la stânga la dreapta, vârful Ștevia, 1907 metri. Creasta Neamțului, vârful Rusu. Și această creastă pe care o filmez este perpendiculară pe creasta principală a Neamțului. Și cu echipierul meu de astăzi, 13 aprilie 2024, cu și Munții Bucegi. Om n-avea ce să treacă pe aici. Și e cum a întins așa. Duce po. Molid, munți cât cuprinde. Cu partenerul de drumeție montană, cu Cătălin. Thank you.
vârful Rusu. Cegi, Craiu, Zărnești se vede un pic, se vede și din Iezer un pic, dar e departe. Cheile Râșnoavelor cu pereții, Ostăvaru, Iatra Mare. Am ajuns pe vârful Ștevia, 1907 metri, 13 aprilie 2024. O zi bună, acum s-a mai înnorat și bate vântul și s-a răcorit un pic. Mai sunt petice de zăpadă. Salutări! Vârful Neamțului, cel mai înalt din masiv, vârful Paltinu, masivul Ciuca și îndepărtare, Zăganul și Tesla se vedea, vârful Grohotiș și creasta Grohotișului, atât de lungă, vârful Rusu, vârful Unghia și în spate Baiului, în dreapta. Am început coborârea din vârful Ștevia, este la 14. S-a înnorat, mai răcoare. La finalul excursiei din Munții Neamțului îmi voi încălzi o conservă de carne de pui cu mazăre, apoi vom pleca spre Azuga. Prietenul nostru. Ce faci, măi? Băi, ce faci? Ce faci? Ce faci? Hai, ia uite. Te joci. Fă-mi o poză așa cu... Calcea calului.